Ok, bun. Iată-ne în partea a doua a videoclipului. Deci rămăsesem aici. Acum următorul pas este să scădem numărul de piese pe un rând și o să începem să facem asta cam des de acum încolo. Bun, și cum facem asta? Ne uităm aici la acest romb verde și mergem în sus de-a lungul ultimelor două piese verzi. Și ajungem la aceste două piese galbene de aici, acestea două, așa. Și pe ele o să adăugăm o singură piesă, mă rog, și pe următoarele de lângă ele. Deci, practic, luăm o singură piesă galbenă și în buzunarul stâng punem un braț și în buzunarul drept punem două brațe. Exact așa. Pardon, în buzunarul drept un braț și în cel stâng două. Deci exact așa. Practic am pus o piesă peste 3 puncte. Și facem la fel și în partea asta la altă, numai că avem în buzunarul drept 2 puncte și în cel stâng 1. Și o să arate așa. Nu forțați piesele prea mult pentru că altfel o să se rupă. Și nu vreți asta pentru că trebuie să înlocuiți iarăși piesele. Bun, și rotim modelul și repetăm același procedeu și la celălalt romb verde. Din câte vedeți, modelul este simetric. Deci luăm o piesă galbenă, o punem aici, peste 3 puncte. Și imediat lângă ea, o altă piesă. Bun, și acum terminăm restul acestui rând cu piese galbene și după aceea vom mai adăuga încă două rânduri de piese galbene deasupra. Și când adăugați acele două rânduri, pur și simplu puneți piese galbene în mod normal peste aceste două, exact așa. Bun. Deci aici, terminați acest rând în care ați scăzut numărul de piese, după care adăugați încă două deasupra. Ok, și o să arate așa. Până acum arată ca o banană gigant, pe bune. În fine. Și din câte vedeți aici, această gaură ar trebui să fie mai mică decât era la început. Și asta este de bine, deci nu vă îngrijorați. Bun. Și acum ne uităm aici la piesele gri. Vedem că avem 4 piese albe aici. Cele două albe reprezintă centrul nostru. Și mergem în sus, drept, și ajungem la aceste două piese galbene de aici. Aceasta și aceasta. Și din nou trebuie să descreștem numărul de piese. Deci adăugăm din nou o piesă peste 3 puncte aici odată și în partea cealaltă. Bun. Acum va trebui să descreștem numărul de piese și aici, în spate, tot așa pe centru. Dar este mai greu să găsim centrul, de aceea va trebui să stăm să numărăm, să mergem, privim de sus. Am adăugat aici cele două piese galbene peste 3 puncte, după aia ne mai rămâne o jumătate de piesă pe fiecare parte și după mergem în același timp cu degetele arătătoare până când ajung unele lângă altele. Acolo este mijlocul, deci avem o piesă, mergem câte o piesă cu fiecare deget. 3, 4, 5, 6... Și aici unde se unesc cele două degete arătătoare, punem degetul mare să știm că e semn. Și aici este mijlocul. Punem și aici două piese peste 3 puncte. Ups, a căzut asta de aici. O punem la loc. Și o să arate așa. Acum terminăm restul acestui rând cu piese galbene, după care mai adăugăm încă două rânduri de piese galbene deasupra. Ok, și o să arate așa. Și acum vedeți că acest spațiu a devenit și mai mic, deci aveți grijă pentru că mai avem ceva de lucrat la avion și după aia o să vă fie greu să puneți piese. De aceea vă recomand să-l deschideți așa un pic spre exterior, nu foarte mult. Bun. Și acum aici adăugați încă 3 rânduri de piese galbene. Bun. Și o să arate așa. Din câte vedeți, dacă vă uitați de sus, partea asta se îngustează și pare mai îngustă decât asta, ceea ce e de bine. Ok, acum iar am folosit aici altă nuanță de galben, dar nu e prea mare diferență, așa că nu mă interesează, tot galben este, am rămas fără d-astea. Oricum, acum iar trebuie să găsim mijlocul,
Deci ne luăm iarăși după aceste două piese albe, mergem drept în sus, așa, și ajungem la aceste trei piese galbene de aici. Și deasupra lor adăugăm două galbene. Și de o parte și de alta celor două piese galbene adăugăm câte trei. Deci trei în dreapta. Ups, n-am pus-o bine. Așa. Și trei în stânga. Of, greu intră piesele astea aici. Ok. Și în total avem 8 piese. Acum, o luăm de aici din capăt și adugăm deasupra celor 8 piese. Adugăm 3. Avem grijă cum le adugăm. Deci e strict în rândul ăsta. Deci 3 piese. După care sărim o piesă. Deci avem două brațe. Practic ar trebui să mai adugăm încă una aici. O sărim. Și după care adugăm încă 3 piese galbene. Bun, și acum ne ducem aici în dreapta și deasupra celor 3 piese galbene, mai avem 4 de desubt, o să adăugăm încă 4 albe. Deasupra. Și aici în centru facem cum am făcut la partea asta gri de aici. Deci efectiv punem o piesă galbenă peste două. Pe diagonală. Și vedeți că aici în centru o să avem un spațiu gol, ceea ce e de bine. Ok, și adugăm din nou 3 piese aici. Deasupra și după care încă 4. Bun, și aici mai punem deasupra celor 4 încă 3 piese galbene. După care încă 4. Din nou aici așa. Și după aia 3. Ok, și ne asigurăm că e cât de cât ok. Acum, deasupra celor 3 piese galbene, adăugăm 2, după care una deasupra. Și peste aceste 3 piese adăugăm o singură piesă galbenă. Și la fel facem și în partea asta. Ok. Și o să arate așa. Acum repetăm aceeași tehnică de aici, o repetăm și în partea asta unde sunt cealaltă piese puse. Ok, și o să arate așa. Nu mai avem mult, ne apropiem de final. Ok, și aici în spate avem un spațiu gol. Adăugăm 8 piese galbene. Este foarte greu să le adugăm acum pentru că este un spațiu din ce în ce mai strâmt. Ok. Și după adăugăm deasupra 7 piese. Lăsăm un pic de spațiu liber aici.
Ups. Bun. Și acum aceste două rânduri, ultimele două rânduri cu 8 și cu 7 piese, le repetăm de încă 3 ori. Deci, practic, piesele acestea de pe margine vor trebui să ajungă la aceeași înălțime cu astea de aici. Deci, din câte vedeți, sunt 4. 1, 2, 3, 4 și în total aici vor trebui să fie tot 4. Deci, repetați ultimele două rânduri de încă 3 ori. Desigur, aici când va fi să adăugați piesa la capăt, pur și simplu puneți o piesă galbenă peste cele două piese, exact așa. Ok. Am făcut odată, mai avem de încă două. Ok, și dacă ați făcut totul bine, va trebui să vă opriți aici la 7 piese galbene. Bun, și deasupra lor adăugăm 6 piese galbene. Și după aia 5. Deasupra. Și bineînțeles aici avem 3 puncte peste care punem o singură piesă. Și din câte vedeți, suntem la aceeași înălțime și cu celelalte piese. Și acum aici avem spațiu liber ca să putem pune aripioarele acele mici. Bun, și acum aici unde sunt aceste locașuri pur și simplu punem o piesă normală. Ca să le securizăm. Și după care terminăm acest rând cu piese galbene. După care vom mai adăuga încă un rând de piese galbene deasupra. Și după aceea, corpul avionului va fi gata. Ok, deci am terminat acest rând. Iarăși se observă diferența de culoare. Bun, și acum mai adugăm încă un rând de piese galbene deasupra. Și după mult, mult timp, corpul avionului este gata. Și arată așa. Deci vedeți, aici este mai îngust, aici este mai larg, fața, cu model cu tot. Aici încercați și voi să faceți gaura asta cât mai mică. Pentru că altfel o să arate nasol spatele avionului, deși nu o să fie așa de vizibil. Și, practic, acum ne putem apuca de restul detaliilor pentru că avem tot ce ne trebuie la corp. Aici va fi elicea, aripile, vom pune și roți și aceste spații de aici vor fi pentru aripioarele acestea. Bun, și asta a fost și partea a doua a videoclipului. Am terminat în sfârșit cu corpul, după cum am mai zis. Și în următorul video am să vă arăt cum să faceți aripile și cele mari și cele mici și după dacă mai rămâne timp vă arăt cum să faceți în același video și celelalte chestii. Dacă nu, va exista și o parte a patra, dar sper să limitez video la 3 părți. În fine, astea fiind zise, ne revedem în partea a treia a videoului și salut!